Așa cum v-am promis, astăzi vă voi prezenta un loc incredibil. Vorbim despre biserica reformată din Ciumești. Am ales să vin aici pentru că este un loc foarte, foarte interesant. În acest loc s-au descoperit zeci de sicrie. Cu ani în urmă, numai puțin de 40 de sicrie au fost scoase la lumina zilei. Unele distruse de-a binelea, altele însă păstrate destul de bine, astfel încât arheologii au putut să catalogueze o parte dintre obiectele funerare și rămășițele pământești ai celor îngropați în cripta de sub podeaua bisericii. Biserica reformată din Ciumești, județul Satu Mare, este locul unde se întâlnesc luminile apocaliptice cu întunericul, criptei de sub lăcașul de cult. Este un loc foarte, foarte interesant. Legenda locului și oamenii din zonă vorbesc despre lucruri foarte, foarte interesante. Se spune că în toiul nopții, toți cei care se apropie de acest loc au probleme, se înfățișează anumite umbre, anumite lucruri care nu le pot explica. Lucruri fascinante. Am ales ca în scurt timp să mă duc să vizitez acest loc pentru că mi se pare un loc care merită explorat. Dacă vă uitați atent, aici este intrarea în biserică. Biserica este momentan închisă. În curând voi ajunge și în acest loc. Până atunci, nu uita să te abonezi canalul meu de YouTube și totodată să te alături ca și membru dacă dorești să fii la zi cu tot.